avem pe criticul istoric de arte Silvan Ionescu, pe care l-am apreciat să... O altă asistență. Se pare că această sală este de foarte bun augur din Silvania. Este a doua expoziție pe care o învăț și o deschid aici și constat cum pentru un an de zile Bacheva a trecut într-un alt stadiu al creației sale. Dacă am trecut, salutam o recâștigare a culorii, acum salut o beatitudine a culorii în pânzele sale. Virgil Panghel este fără îndoială un peisagist născut, un plenerist născut. Aflându-se în mijlocul peisajului, începe să palpite, începe să vibreze și pânzele pe care le vedeți în seara aceasta sunt elocvente în acest sens. Fie că merge pe linia picturii interbelice, ceea ce nu este deloc intrigant, împotrivă, duce mai departe o tradiție, fie că încearcă acorduri cromatice foarte îndrăznețe, fie că merge spre sintetism, fie îl urmează în lecția sa pe Suculescu, în prima sa fază, toate aceste creații ale lui Virgil Panghel sunt de o autenticitate deosebită. Virgil Panghel este un îndrăgostit al culorii. Virgil Panghel stăpânește culoarea, știe cum să o plaseze în compoziție ca să nu distoneze. Nu veți găsi nimica ne la locul lui. La un moment dat colaborasem, să spunem. Îmi făcea niște vizite și lucram pe o anumită temă și când pentru expoziția de anul trecut i-am împrumutat una dintre acele lucruri care o executase în spațiul meu, a simțit nevoia să modifice o anumită pată de culoare. I se păruse că în acel loc avea altă forță și cu totul altceva era nevoie în această sală. Așa că, din acel considerent, spun că spațiul este binecuvântat pentru Virgil Panghel. Spațiul acesta îi potențează creativitatea, reușește să îl, să spunem de ce, nu readucă în lumea mirifică a culorilor, pe care, într-un moment, și sunt de erezie, de iconoclasm, o părăsise. Nu în rău, din potrivă, dar cred că locul lui este acesta aici. Între peisajele de deal sau de câmpie, între tipurile de țărani și de intelectuali, în naturile statice atât de expresive, fie un singur vas cu o singură floare, ceea ce bineînțeles că sunt proporțiile, îl amintește de Andreescu, fie în acea profusie de flori și de spoturi cromatice pe care reușește, cum spuneam, să le susțină fără a distona în compoziții de mai mare anvergură. Cu un poanie redutabil, care, sigur, pentru care, sigur, mulți îl invidiază, reușește să surprindă trăsăturile portretistice din câteva linii. Tot dintr-o experiență personală, am asistat la zămistirea unui asemenea portret în 20-25 de minute, după ce înainte trudise câteva zile la un lucru mult mai elaborat, dar care nu îi ieșa. Am cea când și-a dat drumul, când a explodat acel prea plin din interiorul său, Panghel a reușit să scoată, hai să spunem, o capodoperă. Este un om de o generozitate copleșitoare și acest lucru se vede și în pictura sa. Dacă poate să împartă, precum sunt Martin Pelerina cu săracul, o face. În această expoziție, ca și în alte anterioare, el împarte această pelerină picturală cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mă simt dator să vă vorbesc despre câteva clipe pentru a mulțumi cu această ocazie generozității caleristei care m-a invitat în această
acest loc și intuiției pe care ea a avut-o, invitându-mă la ea acasă în Ardeal. Am fost pentru prima oară în zona Clujului, lângă Puiedin, într-un mic sat numit Holiș, unde sufletul meu se poate să se întâlni cu el însuși. Pare ceva bizar, dar acolo am simțit că ceva din mine aparține locurilor, dar eu nemai văzându-l niciodată. Se poate că fiecare dintre noi, cei veniți la București, ne reîntoarcem în locurile de unde ne-am văzut, locurile care aparținem, simțim sentimentul ăsta profund, deși nedeslușit. Mulțumesc celor care m-au ajutat, prietenii mele Olivia, celor două galeriste și Cristinei, care a condus vigilios până la Cluj și înapoi cu această încărcătură prețioasă. Mulțumesc mult pentru că ați venit să fiți lângă mine în acest moment în care eu sunt de genul fericit. Mulțumesc. Vă invit la un par de vin. Avem.